în această serie au fost alocate 411 bilete în următoarele stațiuni: 1 Mai, Amara, Buziaș, Bușteni, Căciulata, Călimănești, Covasna, Eforie Nord, Felix, Gioagiu, Govora, Herculane, Lacusărat, Mangalia, Moneasa, Olănești, Pucioasa, Sângeor, Satur, Slănic, Moldova, Slănic, Prahova, Sovata, Techir, Ioltuș, Nad și Vatra Dornei. Mulți dintre pensionari și-ar dori să plece, însă situația financiară nu le permite. Vreau să merg, dar nu mi se ajung banii pentru că sunt pensionară și nu mi se ajung banii de stațiune. Asta este. Nu ați fost niciodată? Am fost cu soțul meu, acum sunt văduvă și din cauza asta nu mi se ajung banii pentru că sunt datorii multe. Nu, pentru faptul că am pensia mică, 700 de lei. Dar ați fost vreodată? Am fost 18 ani la Felix. Și v-ați cunoscut? Bine, m-am dus și de două ori pe an. Biletele se vor elibera în zilele de 11, 12, 16 și 17 iulie 2012. În data de 18 iulie se vor elibera biletele nevalorificate. De asemenea, au rămas bilete pentru care nu au fost solicitări din partea pensionarilor în următoarele stațiuni: Lacusărat, 1 Mai, Moneasa și Pucioasa. Contribuția individuală a unui bilet de tratament este de 50% din cuantumul pensiei. Biletul de tratament se eliberează personal titularului pe baza actului de identitate. Acesta va avea asupra lui cuponul lunii iunie 2012 în original și xerocopia biletului de trimitere de la medicul de familie.